Turcia se pregătește de alegeri. Duminică 14 mai nu vor avea loc doar alegerile prezidențiale, ci și cele legislative. Rezultatele alegerilor vor determina politica țării, nu doar intern, ci și pe plan internațional. Principalii actori politici ai momentului sunt actualul președinte, Recep Tayyip Erdoğan, și liderul opoziției, Kemal Kılıçdaroğlu. Ultimul amenință serios poziția lui Erdoğan, promițând alegătorilor că va revizui sistemul prezidențial și va readuce Turcia la democrația parlamentară. Istoricul Ionuț Cojocaru, expert în probleme otomane și turce, este invitatul meu de la această oră și îi spun bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Este așadar pentru prima dată în ultimii 20 de ani când Recep Tayyip Erdoğan este pe cale să piardă alegerile. Da, este prima dată după 20 de ani, așa cum spuneați, pentru că perioada lui Recep Tayyip Erdoğan nu poate fi catalogată pe de-a întregul. A avut etape când a condus foarte bine, când a fost foarte iubit, când Turcia a avut o perioadă de creștere economică, când a fost aproape și, dacă vă aduceți aminte, se vorbea de integrarea Turciei în Uniunea Europeană, însă după 2013 până astăzi, Turcia este cumva, dacă vreți, canalizată pe două direcții. Joacă un rol important în politica externă, pe partea cealaltă, investițiile din domeniul apărării sunt foarte cunoscute de toată lumea, dacă vreți, dronele Bayraktar, acel avion de vânătoare și așa mai departe, dar în ceea ce privește politica socială, lasă de dorit, pentru că inflația este foarte crescută, undeva în jur de aproape 100%, între 50 și 100% jonglează cam de fiecare dată și din cauza aceasta oamenii încearcă cumva să vină către o altă schimbare. Vreau să subliniez că pentru prima dată la o populație de 85 de milioane de locuitori, Turcia are o generație tânără care votează pentru prima dată și aceasta este în jur de 5 milioane. Care sunt principalele teme de campanie și dacă reflectă ele problemele reale ale Turciei? Păi, acum depinde de coaliția de care vorbim. Dacă vorbim de coaliția la președinția lui Recep Tayyip Erdoğan, atunci tema de campanie este în felul următor. Eu sunt un lider care am o misiune istorică să duc Turcia mai departe. Eu mă lupt cu americanii, mă lupt cu Europa, mă lupt cu toți cei care vor să ne pună piedici. Noi trebuie să luăm Turcia de unde am luat-o când am venit la putere și să o ducem în primele putere ale lumii. De aceea investim foarte mult în apărare, de aceea investim foarte mult în tehnologie. Săptămâna trecută au trimis în spațiu o rachetă. Deci merg pe zona aceasta și, bineînțeles, pozează și este un conservator radical, dacă mă întrebați pe mine, pentru că merge pe ideea că Turcia este un stat islamic, iar islamul este ceea ce ne reprezintă și atunci ne consolidăm aceste legături cu frații noștri musulmani și nu mergem către zona europeană unde nu avem practic aceeași mentalitate și atunci ar fi o pierdere de timp în ceea ce privește Turcia, politica lui. De partea cealaltă, Kemal Kılıçdaroğlu, trebuie să subliniez că este președintele partidului GEP. Partidul GEP este partidul înființat de către Mustafa Kemal Atatürk în perioada lui, a primului președinte, pentru, în paranteză fie spus, anul acesta Turcia sărbătorește 100 de ani, face centenar. Și atunci este un partid care, de la întemeietorul său, de la Mustafa Kemal Atatürk, este un partid pro-european. Trebuie să subliniez aici că Mustafa Kemal a făcut acea reformă, a schimbat alfabetul, a desfințat califatul și așa mai departe. Deci, cei care sunt adepții lui Mustafa Kemal Atatürk vor cumva să apropie Turcia de Europa. Aici mai trebuie să subliniez faptul că presa a devenit într-o proporție foarte mare controlată de Recep Tayyip Erdoğan, iar opoziția folosește în special folosește aplicațiile sociale, în special Twitter-ul, în care comunică foarte mult și unele posturi, două, trei, care mai transmit meetingurile opoziției, nu le transmit toate televiziunile de știri, așa cum în mod normal ar fi firesc. Președintele Erdoğan a suferit o scădere a imaginii, da? Oamenii nu îl mai văd ca un candidat puternic și în urma cutremurului care a avut loc în luna februarie. Este acuzat pe de altă parte și de măsurile legislative pe care le-a luat în domeniul construcțiilor sau lipsa măsurilor, mai bine spus. Da, cutremurul, în mod normal, într-o țară democratică, dacă ați vrea,
un cutremur de acesta i-ar consolida liderului autoritatea. Numai că Turcia este un stat atipic, iar oamenii au văzut că nu s-au respectat, așa cum spunea și dumneavoastră, cerințele pentru zona respectivă. Trebuie să subliniez că zona aceea este o zonă preponderent seismică, cum este la noi, de exemplu Vrancea. Acum, dincolo de toate cele, și oamenii din partidul lui Erdoğan, când au văzut, pentru că până la urmă toți au rude, toți sunt comunică, și când au văzut și măsurile pe care le-au luat în ceea ce privește cutremurul și faptul că, uitați-vă, acum la vreo lună jumătate, două, de când a avut loc cutremurul respectiv, practic pe agenda din Turcia nu prea se mai vorbește, decât opoziția mai sublinează pe aici pe acolo despre cutremur, este o problemă care vine în defavoarea lui Recep Tayyip Erdoğan, pentru că, și subliniez aici, practic campania de anul acesta lui Recep Tayyip Erdoğan seamănă cu campania din 2019, adică eu împotriva tuturor, eu am un rol istoric. Dacă vă uitați la președintele turc, nu o să vedeți oameni cu personalitate în jurul lui. Doi dintre ei, cum este Ahmet Davutoğlu, care a fost ministru de externe și prim-ministru acum o vreme, este în coaliția cealaltă de opoziție. Ministrul de finanțe este tot în partea cealaltă. Deci, practic, toți oamenii care aveau o anumită viziune și o anumită direcție au trecut de partea cealaltă, iar rămânând cumva ca vârful de lance, dacă vreți, și omul hotărător în ceea ce privește destinele Turciei. Vreau să vă spun că acum o săptămână chiar și el, chiar și ministrul de interne, chiar și ministrul justiției au și declarat că ei nu vor părăsi Turcia, indiferent de ce va zice opoziția, chiar dacă va declara că va câștiga. Ne așteptăm la alegeri liniștite duminică, întrucât am văzut voci care spuneau că președintele Erdoğan consideră că ar putea fi o lovitură de stat, da, a anunțat că o eventuală schimbare a puterii ar însemna o lovitură de stat. Sunt alții care spun că dacă va câștiga un nou mandat, se tem că va instaura o dictatură. Este foarte greu de spus. Uitați-vă, de exemplu, că cel de pe locul 3, Muharrem Ince, s-a retras, el și-a anunțat retragerea din cursa prezidențială după niște imagini compromisătoare cu caracter sexual pe rețelele de socializare, pe Twitter. A acuzat că este un fake, dar în același timp s-a simțit jignit că nu este susținut de întreaga Turcie și atunci a făcut un pas în spate. Aș putea spune că această decizie îl favorizează pe Kemal Kılıçdaroğlu, deoarece Muammer İnce a fost contracandidatul lui Erdoğan acum 4 ani și a ieșit pe locul 2 și atunci el putea să aducă sau să rupă din partidul CHP. Acum, renunțând, rămân doar voturile din diaspora care s-au votat și vor fi anulate și cei din Turcia vor vota între Recep Tayyip Erdoğan sau Kemal Kılıçdaroğlu. Deci îl avantajează. Partea cealaltă, Turcia nu este un stat liniștit. Oamenii nu sunt foarte calmi și se enervează foarte repede, ținând cont de mentalul lor. Acum nu pot să vă spun ce se va întâmpla duminică. Mă uit că sunt în desfășoare meeting-urile de astăzi din Turcia, unde văd că Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, care dacă va câștiga va fi prim-ministru, va fi a doua femeie prim-ministru din istoria Turciei. Ei zic că vor face acel 50% și vor câștiga din primul tur, dar mă îndoiesc că se va întâmpla acesta și va rămâne pentru turul 2. Un lucru care mai vreau să-l subliniez aici este faptul că Recep Tayyip Erdoğan a anunțat o casetă compromițătoare în ceea ce privește pe Kemal Kılıçdaroğlu, dar vă vor posta mâine. Acum, dacă se va întâmpla aceasta și va fi ceva de genul cum este al lui Muharrem İnce sau ceva de genul defăimător la adresa contracandidatului, rămâne de văzut. Ar putea să schimbe în vreun fel rezultatul alegerilor? Recep Tayyip Erdoğan spunea că da. Dar aici vreau să subliniez și faptul că va intra în zona aceea în care, dacă vă aduceți aminte cum e în România, pixelul albastru. Unii vor zice că sunt contrafăcute, alții vor zice că sunt naturale. Cert este că în toate sondajele Recep Tayyip Erdoğan este în spatele lui Kemal Kılıçdaroğlu și dacă nu vine cu ceva sau nu face ceva, doar amenințări sterile, cu siguranță îi va fi greu să-și păstreze funcția de președinte. Să luăm totuși în calcul că își va păstra funcția de președinte. Ne așteptăm totuși la o schimbare de regim, da? Știm că a făcut o republică prezidențială în urmă cu câțiva ani. Ne așteptăm să instaureze o dictatură? Păi, în momentul de față, presa nu este liberă, decât într-o mică măsură. Multe televiziuni, dacă spun jurnaliștii, spun oarecum ceva ce cred, sunt suspendate emisia pe câteva zile, iar dacă insistă, se va închide de tot. Sunt
zeci de televiziuni care au fost închise sau preluate de către oameni apropiați puterii și atunci politica televiziunilor sau jurnalelor s-au schimbat. Cred că își va consolida și mai mult puterea și va duce Turcia către zona orientală ca mentalitate de, să vă zic, Irak, Siria, Iran, Arabia Saudită, ceva de genul acela. Și în cazul în care contracandidatul său va câștiga alegerile, la ce direcție ne așteptăm? Spuneați deja că este pro-european. Ne așteptăm la o eventuală candidatură a Turciei la Uniunea Europeană? Într-un meeting acum câteva săptămâni chiar declarat, dacă voi ajunge președinte, mă voi duce la Uniunea Europeană și voi face o listă cu cei de acolo, ce trebuie să facem să intrăm în Uniunea Europeană și bineînțeles că voi lăsa lucrurile pe principii democratice. Voi lăsa presa să-și facă meseria, voi lăsa justiția să judece corect, să nu aibă intervenții politice și așa mai departe. Ține până la urmă, cum să vă zic, și mi-e teamă de ceea ce se va întâmpla, pentru că dacă nu va exista un dialog și nu va exista o tabără care să accepte rezultatele scrutinului, atunci nervul pe care îl văd în ultima săptămână, care a atins cote foarte tensionate, să nu se ducă către ciocniri sau ceva de genul acesta. Deci ne așteptăm la violențe totuși în cazul în care rezultatele alegerilor nu vor fi corecte, să le spunem așa. Sunt posibile, eu spun după declarațiile liderilor politici care sunt implicați, că cei din opoziție au zis că noi nu vom mai accepta ideea de a fi curați la voturi sau de... Pentru că aici, în paranteză fie spus, spuneați că este un regim prezidențial în care puterile sunt concentrate în mâinile lui Recep Tayyip Erdoğan, are toate instituțiile de partea sa și atunci este foarte greu contracarat acest lucru. Și atunci, bineînțeles că au existat întotdeauna suspiciuni și ce vreau să subliniez este faptul că în 2019 Recep Tayyip Erdoğan a câștigat cu 51%. Dacă ținem cont de ceea ce învățăm la științele politice, că în 4 ani de zile un om, un lider politic se erodează, atunci înseamnă că, în mod normal, nu mai are încrederea turcilor. Dar rămâne de văzut, pentru că și meetingurile și bazinul său tradițional este în jur de 35%. Lupta este în zona aceasta. Aici, de exemplu, sunt două lucruri pe care trebuie să le amintim. Unul este faptul că Kemal Kılıçdaroğlu și-a declarat originea, că este Alevi, este o doctrină a islamului turc. Pe partea cealaltă, opoziția este sprijinită și de curzi. Selahattin Demirtaş este în închisoare din 2017, este președintele Partidului Curzilor, iar din închisoare a transmis că noi trebuie să îl susținem pe Kemal Kılıçdaroğlu și, bineînțeles, Partidul Curzilor reînființat, pentru că acela a fost declarat partid terorist. Deci, în mod normal, are opoziția, cele 6 partide mai au de partea lui și comunitatea levită și comunitatea curdă, care înseamnă foarte mult, undeva în jur de 25-30 de milioane. Dacă ar fi să vorbim despre politica externă de astăzi a Turciei, în ce măsură este ea importantă pentru România și în ce dialog are cu Occidentul în momentul de față Turcia? Pentru noi este foarte importantă politica cu Turcia. Turcia este principalul nostru partener economic în afara Uniunii Europene. Este riveran la Marea Neagră și avem undeva aproximativ 10 miliarde de dolari schimburile economice. Din păcate, Turcia are o politică economică cu România și România nu are o politică economică cu Turcia. Pentru că, dacă vreți așa simplist, firmele turcești vin și investesc în România, iar românii se duc în vacanțe la Istanbul sau în Antalya. Noi am putea să fim puțin mai îndrăznești și am putea să investim și noi la rândul nostru în Turcia, mai ales că mediul este propice, iar românii se bucură de o apropiere față de în privința turcilor. Acum, în ceea ce privește politica externă a Turciei, Turcia, sau cel puțin Recep Tayyip Erdoğan și Mevlut Çavuşoğlu, ministrul de externe, își joacă, cum să vă zic, un rol important. De fiecare dată, cel puțin de când a început conflictul din Ucraina cu Rusia, s-au oferit să medieze pacea, sau au relații pozitive și cu Ucraina, au relații pozitive și cu Moscova, sau, dacă vă aduceți aminte, Recep Tayyip Erdoğan s-a deplasat la Kiev și a încercat cumva să încheie câteva acorduri comerciale pentru refacerea Ucrainei după război. De partea cealaltă, investițiile rusești în Turcia sunt foarte mari. Acum câteva zile s-a
inaugurat centrala termonucleară de la Acuiu, care cu investiție rusească în jur de vreo 10 miliarde de dolari. Turcia trăiește cumva și din turismul rusesc. Pe partea cealaltă, din sectorul agricol, este foarte important și sunt foarte... Adică, ce vreau să subliniez aici, relațiile între Turcia și Rusia sunt foarte, foarte importante la nivel economic și de aceea este foarte greu ca Turcia să se alinieze precum statele europene împotriva Rusiei. Și atunci va accepta Vladimir Putin o schimbare de regim? Astăzi, de exemplu, Kemal Kılıçdaroğlu a făcut un apel la ruși să-și retragă trollerii și să-și retragă agenții de influență cu privire la acele zvonuri ale lui Recep Tayyip Erdoğan că mâine va arăta public documente compromițătoare sau imagini cu el și a zis că dacă vreți, citez, dacă vreți să rămânem prieteni, ieșiți din țara mea și haideți să colaborăm și să nu ne ofensăm unii pe alții. Ceea ce și-a mai spus că, evident, Turcia va veni către Europa și către Statele Unite, ceea ce este o asumare directă, dar în același timp nu știu cât de bine va fi privită de publicul turc, care nu este atât de pro-european și pro-american cum își imaginează mulți. Am vorbit despre alegerile prezidențiale, mai puțin despre cele parlamentare. Sunt și alegeri parlamentare duminică. Ne așteptăm aici tot așa la o schimbare de direcție sau ce arată sondajele? Lucrurile aici încă se joacă. Sunt două coaliții, barajul este de 10%. În mod normal sunt foarte puține partidele care câștigă peste 10% din alegeri. Ar fi Partidul Kurzilor, ar fi Partidul E-Party, Partidul Bun, cum s-ar traduce în română, al lui Meral Akşener, care dacă va câștiga Kemal Kılıçdaroğlu funcția de președinte, va fi viitorul prim-ministru al Turciei. Nu sunt undeva în jur de 48-43% diferențele dintre partide în favoarea opoziției, dar încă se joacă cel puțin și astăzi și mâine, de la o zi la alta, funcție de informațiile care apar, funcție de retragerile sau de deciziile de ultimul moment, pot să schimbe, să fluctueze acolo. Cert este că aceste două coaliții vor intra împreună în Parlament și își vor împărți majoritatea scaunelor, sunt 600 de parlamentari în Turcia. Așteptăm așadar scrutinul de duminică. Ionuț Cojocaru, mulțumesc pentru toate aceste precizări. Pentru puțin, zi bună!